Ați discutat cu domnul Șucu, domnule Eftime? L-am salutat, da. V-ați lămurit cu supărările domniei sale? Dar nu știu cu ce se văd, domnule supraveniere. Păi a avut o problemă înainte de meciul cu echipa dumneavoastră referitoare la accidentarea din tura lui Papo. A, nu cred că domnul Șucu are instrumente și nici o urechi să audă la asemenea mărea subiect. Nu știu ce a spus, chiar nu știu. Eram la Biarona, la Dracul, la Roșu și ca un om politicos ce vreau să fiu, am mers la sus până în ziua, le-am urat toate cele bune și el a spus că nu mi-urează baftă, că nu vrea să avem baftă. Nici n-ați avut. Ne-am avut baftă, exact. Să fie un meci frumos, am zis eu, și doar dacă iau bătaie cu 5-4, nu mă spăr. Dar să dau și eu 4 goluri rapid, un spectacol frumos. Până la urmă și am avut dreptate, că 2-1 a fost 5-4, dar, sau 5-4, dar a fost un meci frumos, un meci de toate. Spunea domnia sa înainte de partida cu echipa dumneavoastră că modul în care jucătorul nostru, Papu, a fost măcelărit, măcelărit, repet, la Botoșani, i-a lăsat un gust amar și că jucătorii dumneavoastră au plecat la o bere fericiți în timp ce Papu a ajuns în spital. E adevărat că Papu a fost trist ca în spital, dar asta e viața de fotbalist. Eu nu cred că cel care l-a accidentat mi se pare că Ivanov a fost. Cu intenție, pentru că este un copil absolut minunat cu Ivanov ăsta. A avut ghinionul lui Papo, asta cum mă cerit-o, e un cuvânt de la filmul Clano. Deci nu m-aș băga în subiectul ăsta, că și așa sunt prea deplasat de subiect, de fotbal. S-au prea apăsat de subiectul ăsta fotbal și când am văzut că l-am înțeles pe Papo. Papo a și revenit, sunt unii care se accidentează fără să vrea unii, dacă ar fost de intenție, cea mai mică intenție, da, dar asta e fotbal, eu sport și de contact, bărbăcești, să mai întâmplă. Mie mi-a părut foarte rău, pentru că eu îl trăcesc pe Papo, că pare un fotbalist bun. V-ați hotărât, domnul Eftime, veniți acționar la Rapid? După ia locul domnului Șoc. Nu am fost atunci cu domnul Șoc, că e prea mândru. Nu primește în Moldoveni, deci... Azi, la următoarele meciuri, ca să vedeți și atmosfera, eu am un abonament la loja acolo și cu mare plăcere vă invit, așa poate vă și apropiați un pic și facem și Rapidul mai puternic. Ești ambasador onorific sau? Sunt difuzorul conducerii. No, să știți că Rapidul, da, e o echipă frumoasă. Eu am spus că oamenii sunt zestea oamenilor cea mai mare este mintea, cum zestea fotbalului sunt spectatorii.